Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața se schimbă, prieteni, v-am mai zis de multe ori. Nu vreau să comentez, o să decideți voi. La Iași, cercetătorii au început să coacă pâine cu făină din greieri. Cum? Făină din greieri, greierele și furnica. Greiere, cricri. Din insecta greiere, ăla, care din... cântă cu picioarele? Da, la care cântă cu lăbuțele, cum mi-a zis nouă. Da, făină din greiere. Bă, de ce n-avem și noi, cum au engleze, cercetătorii britanici, care să descopere metode noi să ne crească dinții la loc, știi? Dar noi avem cercetători care fac făină din greier și o pun în pâine. Eu cred că asta e un semn de bunăstare. Deci când cercetătorii încep să se ocupe de tâmpenii... Știi, am remarcat asta la națiunile civilizate, că au fost o felul de știri cu cercetătorii britanici, dar și cu alte nații de cercetători, care cercetau tot felul de prostioare de-astea. Da. O să se supere... Mereu i-am invidiat. O să se supere foarte mult pe tine autoarea cercetării. Este doctor Otilia Cristina Murariu. Să rămână, doamna doctor. Să rămână. Eu am mâncat insecte. La Facultatea de Agricultură și dânsa a copt prima pâine cu făină de greier din România. Dar care sunt avantajele? Mm. Doamna șef de lucrări, că e șef de lucrări, spune că făina de greier n-are gluten. Opa! Da. Asta e șmecheria. Aici a prins pe mulți. Eu nu știu ce să zic. Asta cu glutenul e o întreagă discuție în ultimii ani, aș zice eu. Da. Eu am văzut multe lucruri care n-au gluten, dar nu mă repet să le mănânc. Mă rog, adică dacă glutenul e criteriu, nu știu ce să spun. Dacă de asta, de ce punem făină de greier în pâine? Păi n-are gluten. Ok. Ok. Ce bine că n-am intoleranță la gluten. Un alt grup de cercetători la un moment dat a stabilit că glutenul ăsta e foarte nasol pentru o bună parte din populație. Și atunci sănătate. Măcinăm greier. La pâine cu adaos de făină de greier, săracul greier. Materia primă se utilizează într-un procentaj de 3% din masa totală a ingredientelor. Deci restul ce e? Deci 3% e greiere și restul, și restul e făină furnica. Normală, maia, nu vrei. Apă, sare, e cum se face pâinea. Deci, practic, faci o pâine normală și după aia 3% pui făină de greiere și o strici. Asta este... Nu e toată mădă în făină de greiere. Să-i dai gust. Deci stai puțin. Nu, că și că n-are gust. A. Moment. Da, vă rog. Restul e aceeași rețetă clasică de pâine, doar că 3%. Deci, practic, făina de greiere neutralizează glutenul din făina obișnuită. Nu, ea însă și nu are... Nu știm încă, cercetările sunt în curs. A, ok. Făina de greier nu are gluten. Sincer, nici nu m-aș fi așteptat că niște insecte măcinate să aibă gluten. Serios, nu știu de ce. Poate că am o intuiție științifică, paraștiințifică, metaștiințifică, dar nu m-aș fi așteptat, de exemplu, ca greierii măcinați să aibă gluten. Băi, am fi folosit făina de greier măcinat, dar nu se poate, are o grămadă de gluten, este nenorocire. Da, deci 3%, asta înseamnă utilizarea aproximativ 70 de greieri măcinați. La o franzelă? Este genocid. Xenocid, îi zice, de fapt. În urma testărilor realizate până acum, experții spun că greierii au un gust destul de neutru. Destul de neutru, mă îngrijorează. Cât de cât neutru, da. Da, destul. Pâinea având un gust obișnuit. În schimb, valoarea nutrițională, în special conținutul de proteine este mai ridicat. Și valoarea nutrițională. Deci, păi, îngrașe și mai tare. Asta păi unde am ajuns? Problema mea asta era. Deci, eu aș mânca pâine toată ziua, pâine caldă cu unt semisărat. Numai asta aș mânca, normal. Practic. Dar nu pot să mai intru pe ușă, că au făcut ăștia uși înguste, n-au decât un metru lățime. Punctul de plecare, explică doamna doctor șef de lucrări Otilia Cristina Murariu, de la Facultatea de Agricultură din Iași, spune așa. Punctul de plecare a acestei idei a avut loc în 2011. Stai să spun și de cine este citată, ca să fim cinstiți, bzi.ro, site-ul bzi.ro. Punctul de plecare al acestei idei a avut loc în 2011, când am participat împreună cu unii cercetători din Italia la un șpriț, la determinarea conținutului de proteine și aminoacizi din unele insecte. Deci ne-am întâlnit în Italia, aici este foarte frumos, vinuri, pizza, paste, ce facem noi acum? Să prindem niște insecte ca să determinăm conținutul de... Eu vă spun, cercetătorii sunt specie. Pentru populație însă s-a comunicat că această făină de greiere nu va fi disponibilă deocamdată, ceea ce nu știu dacă... Nu sunt efective suficient de mări de greier. Da. Poate că unii regretă, pe mine mă mai liniștește, dar acum, băi, cinstit vorbind, eu unul am făcut armata pe vremea lui Ceaușescu. Eu vă spun, am mâncat atunci multe chestii la cantină care n-aveau deloc gluten. Bag mâna în foc. Unele chiar mai mișcau un pic. Ce vrei? Deci, nu erau sub formă de făină. Nu mai vreau nimic, ce fasolea, să zic.
ia fasolea, acum noi suntem răsfățați, mâncăm fasole cu costiță, cu asta. Noi primeam altfel de cărniță la fasole. Da. Da. Eu am mâncat gândăcei când am fost în Thailanda. Da. Prăjiți și dați cu un ulei picant. N-am putut să mănânc, știu. Chiar mi-a părut că le-a dat pe toate cu ulei picant. Dar să știți că lăcusta e foarte bună, are gust de iarbă. Tu paști multă iarbă, adică... Nu, dar știu așa cam care, cam care gustul de iarbă. Luca se duce la ștrand, se pune într-o rână pe cearșaf și... Atacă ea în Thailanda... Și molfă e! Mai roade o iarbă. Le prăjesc în paie de ulei, știți? Și da. Sunt crocante. Sunt, astea, au colesterol mult. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.